cum la voi anul nou, dar asta chiar n-am văzut nimic. Dar trecem așa, măcar că anunț de la voi anul nou, am văzut ce s-a trecut de acolo. Practic numai copii, adică copiii care vin la club, așa și au participat la evenimente, adică în cadrul cercului care... Ceva au fost, da? Nu, așa, jocuri distractive, anume pentru copii, care în bălă că la noi organizat la Casa de Cultură cercul, adică și în cadrul, adică s-au mai distrat, s-au mai... Bine, în orice caz, sărbătoarea au trecut, cine a dovedit să spui așa, deci nu, nu. Situația mai departe, cu amenajarea în Goianul Nou. Goianul Nou, noi avem ca așa o întrebare, așa o propunere. La noi rutiere staționează în centru și haotic staționează. Ce staționare? Rutiere. Aha. Și din partea acolo de a fost depozitat listă, vă rămășesc de la asfalt, care e Rugumiș listă. Rugumiș, da. Din partea și este posibil de făcut o parcare ceva pentru rutiere. Și da, lângă gard. Acolo nu încurcă nimănui și dacă o să fie parcate o leacă mai departe de la intersecție, stau chiar la intersecție și când trec automobile, trec oameni și situația o leacă nu se... Noi nu deja v-am făcut drumul care unește Ploria cu Alexandrie, acolo sus, și parcarea acolo sus, dar nu aici unii doresc. Eu înțeleg, dar acolo sus, adică chiar și care sunt, sunt două rutiere care fac cerc, care îți duc după cerc, adică îți duc de Glorie, pe urmă de Alexandrie. Dar și cei n-a staționez acolo la Alexandrie? Acolo e magazin, mai aveau un ceai, adică mai discută de grădini. Eu vreau să deservească satul sau să bei ceai. Și asta e situația. Eu ce vă înțeleg, dar stația Termus o să fie numai sus, în marginea satului, noi aici aglomerații în mijlocul satului. Așa că luați asta ca bază și noi le spunem lor care și ce dorește. Fiindcă aici, și așa este aglomerația, deci mai vin să asează și rutierele acolo, o să fie... Nu asta singur a spus că noi am fost servești, am fost licență apărare, ori în ea, ori mai, că tot singur a venit și prins că ele numere. Nu, întrebarea între cei că e număr, asta e una, că noi, adică care merge, care nu merge. Dar într-o doilea, asta a două întrebare de staționare. Și da, în mod adică ideal, chiar și noi am propus, propunerea asta să fie staționate acolo în deal, lângă acolo gaz GRP, acolo în mod ideal acolo, locul lor. Dar noi ieșim din ce și ieși, și măcar că decât să le dăm de la intersecție, că stau chiar la intersecție, stau și mașini greu trec, care tranzit, și oameni, adică trec, nimeni în situații când se intersectează. Este de interzis staționarea aici în centru. Îți duc sus, staționează acolo și gata, s-a terminat. Nu mai scuză, te face și... Ei mâine ori vreau în mijlocul satului, ori vreau în ogradă, în biserică. Asta poate să facă numai poliția, adică să le oblige sau ceva. Începem de la dumneavoastră, fiindcă cum lucrează la noi poliția, pe mai bine nici nu trebuie adresat. Poliția s-o ocupă toată. Domnul Armand, dacă îmi permis, cred că aici e posibil să faceți acolo stație și un punct de servire, ceva, un centru mic comercial, ca să fie de servire și o să ducă. Acolo cam cu centru asta e mai mult, mai lungă istorie și mai greu, adică de servire. În orice caz, noi gestionăm localitatea și noi indicăm unde să fie stația Termus. Ca cum și un oraș, nu acolo unde dorește șoferul staționează, dar acolo unde este indicat la rută. Invitați conducerea rutei și stația Termus să fie sus. Aici, jos, care o să fie, noi l-am alt măsut, dacă nu o să înțeleagă. În alte... Încă cu problema intersecției la intrare în Goiană, adică cu șosea Dubăsari-Chișinău și Chiulen-Chișinău. Adică când îți duc cu copii și oameni, adică trec în Ciorescu, adică drumul. Eu am făcut legătură cu administrația drumurilor de stat și am discutat cu specialist pentru siguranță rutieră și el a spus că noi trebuie să facem un demers către administrația de stat a drumurilor și
poliția rutieră. Ca să iasă la fața locului și acolo să vedem care sunt posibilități, ca să spună acolo careva sau prin marcajul, prin astea, o leac schimbe. Acolo este trecere pietonală, marcată, cu semne, este tot. Care, ce mai vrea dumneavoastră? Semafor, nu, acolo situație, acolo e făcută așa, acolo este așa situație că Криулени, Кишинео, Друма, адică merge trecerea pietonală într-o, adică într-o parte, pe urmă traversează, copiii traversează strada, șosea Кишинео-Криулени, pe urmă ca să traversează Кишинео-Дубасар, adică a doua șosea, îi trebuie să ridice cu 20-30 de metri mai sus și să traverseze. Și nimeni nu face asta, toți trec direct. Și acolo... În prelungire, o bandă. Și specialistul zis că este posibil, de făcut, sunt așa niște linii care roșii, care avertizează, adică ca să scadă șoferii, adică ca să scadă viteza, da. Și în afară de asta au spus că este posibil de instalat și semafoare, adică care pur și simplu să se arde cu culoarea galbenă, ca să atenționeze că șoferi. De atrage atenție. Domnul ce am face fond de merg, dar la Ministerul Drumurilor și Poliția Rutieră, referitor la trecerea pietonală, pentru că, într-adevăr, streacă jumătate de unul pe față, jumătate pe altă parte, nu-i prea dus ca până la față. Pur și simplu nimeni nu trec așa și nici maturi. Logic, omul când spune, ești, el de-amul merge înainte, dacă după de-amul ia și el duce la încălcare, vrei, nu vrei. E automat. Nu înțeles. Asta-i tot. Da. Bun. Domnul Dumitru, cu... a fost stopat livrarea energiei termice și acum dumneavoastră, cred că nu o să mai vie baba Eudotia. Da, grața. Se începe procedura de pregătire să creez. Da, de sezon de reparație și profilaxie. Da, data de 29 a fost stopat cazanul numărul 1 și sezonul de încălzire a fost finisat cu succes. Și da, la moment noi efectuăm lucrări de pregătire pentru reparație, profilaxie, traseelor și etc. Vreau să spun că pe parcursul sezonului la rețele termice care aparțin termoelectrică SA nu a fost depistată nicio scurgere de agent termic. Și în blocurile locative tot nu a fost mult. Slavă Domnului, sezonul este a fost cam bun. Și din informația dumneavoastră, noi am putea un an de zile să mizăm pe cei că voi nu o să mai majorați prețurile la energie termică. Nu depinde de noi, domn primar. Depinde de... Voi nu depinde de noi, plătim, da, depinde de noi să plătim. Dar totuși noi mizăm, nu o să majorați prețurile. Mulțumesc. Asta. Domnul Mola. Те работы, которые были запланированы по строительству территории, закончили, плафоны установили, включатели все на улице установлены, территория убрана, учебный процесс продолжается по расписанию. Я вам говорю, где Новограда, где эвакуат материалы для конструкции, я дус помню нету, да, ксфач, не экстерьор Новограда. Там убрали все эти материалы, которые лишние, все. Материал негру, я тут помнут негру, чтобы садить и турнат в ядну. Потом я говорю, возможно, в Балтар старый и ситуация поддержит. Сам вот такой сырный канализарий же. Да, я говорю, канализарий. И я дичизм по Балтар Чика, я штырну, он страх, где страх всех тел не помнут, самолат ядну, садить в Балтар, гата стерминатку аминажаря в экстерьору школы. Бинь, мусимец, дом, вчера наведу анонс. A fost o plângere studenților 7, acolo două apartamente, nu știu dacă a fost o plângere de la o doamnă, dacă ați fost la fața locului, acolo se face reconstrucția în două apartamente. Da, a fost era ziua, nu era nimeni acolo, poate seara, cum am zis. Fiindcă a fost o doamnă să plânge că ea demolează pereții, să nu demolează pereții capitale, asta e etajul 2, totuși. Bun. Domnul Prodan, situația la dumneavoastră.
la finile săptămânii, de fapt, în mijlocul săptămânii trecute, s-a început sesiunea pre-BAC, adică de pretestare a absolvenților clasei a 9 și a 12, și astăzi, și mâine, și poimâine, că până joi inclusiv, se desfășoară examenele conform orarului de bază, acele obiecte care sunt prezute în sesiunea de bază, sunt simulate acum. Eu știu, toți elevii sunt prezenți la examene, se face fără notare, dar se fac analizele lucrărilor în fața copiilor, eu știu, pentru a vedea ce avem a face, pentru pregătirea definitivă către examene. La celelalte capitole, alimentația este în regulă, produse ne s-au adus și astăzi. Da, căldura s-a oprit, dar este încă călduț afară și văd că încă este bine. Abia spre finele săptămânii, după prognoză, m-am uitat și ceva o să răgească, dar cred că nu o să mai fie atât de grav și vom trece și acest val de răcire. Elevii prezenți la școală, ceva vreo 20, mi se pare că sub 20 sunt absențe și bolnavi și ceva avem. Elevi care sunt demotivați din diferite motive. Electricitate, eu știu, celălalt serviciu funcționează. Lucrăm la nivel de reparație pe nivelul 3. Pe coridoare facem o lucrare legată de nivel. Pe nivelul 1 și 2 este, sunt panele. Dar pe nivelul 3 era curat și am găsit o soluție, adică un contract am făcut cu Direcția de Căjire Generală, cu inginerii și cu, lucrăm la, tot la nivel de panele, 1,50 m, care se, sunt soluții speciale care sunt legate de, ele să întăresc bine și le pot spăla și să mai închisoarele cu că se atingea cum n-ar fi, copiii atingeau pe ei și era, în fondul erau deschis și se vedea cu lucrul ăsta. Sperăm că nu va fi atât de vizibil și chiar în cazul că se întâmplă ceva, se poate de spălat și eu știu, într-un fel, vrem săptămâna aceasta, poate la începutul săptămâna doare să finalizăm și această lucrare. Începând cu ziua de astăzi, am început să lucrăm la matricularea elevilor clasei 1. Deci liceul, ca și în anii precedenți, matriculează 30 de copii o clasă. Din microsectorul nostru, ceilalți se duc la școala de grădiniță Fulga. Eu știu. Vă mulțumim frumos cu ajutorul care ne-a săpăt vine pentru cu participare la concurs. Finalizăm, cred că joi și vine, finalizăm lucrările de amenajare. A rămas un colțor acolo pentru care avem de săpat. În rest, tot este săpat, tot este curățit, tot este curat. Vrem să vă ruim, dacă a fi timpul, pentru comisia de luni. Suntem în activitate deplină. Este îmbucurător fapt că sunteți la finalizarea evacuării duceu, curățenii, zapatul și ca rugăminte, dacă nu vreți să faci o acțiune așa de beneficiu pentru menținerea sau efectuarea curățenii a comunei stăcieni, dacă de adresat către elevi, clasa 8-a, 10-a, în fața caminului să fără geamuri, e gratieș 5, da, acolo. Și terenul sportiv de joc, unde se mai folosesc tot satul, să facem o leagă de curățenie acolo cu greble și regia comunală vă dau un tractor. Dimineață, da, domn primar, am înțeles. De dimineață, unul dintre profesorii noștri se ocupă de problemele de voluntariat în mai multe aspecte și dimineața m-a informat că s-a convenit cu primăria, nu știu cu cine de la primărie, ca să se organizeze chestia asta. Eu știu o parte de copii care doresc să fac chestia asta și am înțeles că va fi, se va repartiza spațiul, eu știu copiii, adică nu o să impunem pe cei care vor binevol să facă, spătește, dar... Eu am fost la directorul colegiului, la domnul Prodan, și am vorbit ideea de a aparține unei profesoare pe intermediul doamnă Turtăi, până profesoare de la dumneavoastră, și este foarte binevenit, suntem numai în susținere, ca să fie curață la... Mie o să apropie și o să concretizeze ce să facă. De fapt, noi vorbim de stadion, ce la vorbim și noi vorbim, ca să aducem în regulă... Bun, și ca din partea noastră, noi... Vă mulțumim. Eu îmi trimit profesoara și cu domnul noastră cine o ocupă să-i dați, dar cine-ți dat. Mulțumesc.
avem o situație nu prea bună cu gunoaștea în localitate și pompierii nu așa des vin la noi la ședința operativă să oferim cuvântul dumneavoastră, nu degeaba vin la noi. Deci ieri din nou s-a prins gunoi ăștia, s-a intervenit acolo timp de mai multe ori, să spunem cu succes, n-aș numi așa, deci succesul din partea pompierilor e doar la etapa că stâng flăcările deschise. S-a turnat la 20 de cuburi de apă, flăcările s-au lichidat, dar fum tot iese. Pe parcursul zilei de ieri am avut înregistrate 84 de apeluri telefonice la 901 de la cetățenii localității Stăuceni. Unele dintre dânsele au fost repetate și vreau să vă spun că majoritatea sunt ori oamenii în situații de criză sau de nervi, fondul ăsta, fac o panică și nevoie. Fetele care primesc apelurile acolo, ele stau într-un birou în fața calculatorului și n-au idee, nici unii Stăuceniu, nici unii gunoi ăștia, nici cum arde, nici de ce arde. Lumea sună și în capul de trebuie de ajuns iarăși, de găsit o soluție, de analizat și de ieșit la un numitor comun, astuparea. La moment nu văd alte soluții, avem vântul de primăvară, căldurile încep iarăși din nou, să nu avem situația din toamnă când o să ardă continuu mult. Ieri am avut, în afară de Stăuceni, la Ciocana, dacă ați văzut la știri, cred că... Nu, ăștia au sunat anume cu gunoi, ăștia 84 de apeluri. La Ciocana au dat cineva foc la vegetație uscată, s-au aprins, nu știu care e situația, au ars un transformator electric. Partea de jos la Petrican, pe marginea căii ferate, iarăși iarbă uscată, de la care s-au aprins peretele la un depozit. Deci zona aceea la Petrican era finisat cu penoplast, cu... și-au ars tot peretele, s-a prindea acoperișul. Deci că vântul ne face probleme de tot. Și iarăși căldurile s-au pornit, iarba uscată. Vântul ca vântul, cel mai periculos e factorul uman. Factorul uman. Săptămâna trecută am avut zona asta mai jos de constructorilor de garaje. Deci cineva a igienizat teritoriul lui, a greblat, a dat foc și a pus instrumentele sub țoară și a plecat. A dat foc și s-a dus. Și a plecat. Și iarăși sunete toți. Arde, se aprinde pădurea, se duce la gunoi, știi, așa mai departe. Deci iar factorul uman ce face. E greu, da. E factorul uman și nu se exclude și varianta cu cel care a dat foc, același telefonează. Așa? Nu, mai mult sună din zona vililor, mai ales în zilele când e mai posomorât afară și fumos la nivelul de jos, ceața, atunci în deosebi cei din zonă. S-au îndreptat. Fumul e fumul, el nu ajută la respirația omului, dar nu pot la respirație. Noi cunoaștem, ne cerem scuze către cetățeni de așa situații. Întrebarea este, ne-a promis cel mai degrabă miercuri, adică nu mâine, dar poimă se aduce iar un buldozer mare, ăsta S100, și să acoperim toată gunoiul cum am făcut și data trecută. Este o problemă, la moment nu există un tractor mare. M-am adresat la cariera Micăuți, îi spun că ei nu scot, că au descoperirea pietre și nu dau. Nu sunt tractoare. Nu este chip de găsit. Noi am adus unul DT75, și ala are o lopată, parcă că acum ar fi doi hamali cu lopată sau tractorul și ala cam e tot acolo. A lucrat o săptămână și fără mare folos, de atât trebuie acum de luat, de acoperit, pe din nou cu pământ. Eu vreau să văd, noi mai avem încă o problemă, domnul Vipedeț, o problemă care nu ne face față evacuarea deșeului din localitate. Am ajuns că șoferii cred că trebuie să mai dea încă o dată regulile de circulație, fiindcă așa de merge bine, că eu spus că vine un autocar care duce cimentul, o cisternă, și el s-a dat la o par și ganga aceea care adică o lovit în stâlp și o rupt. De-am așa șoferi să-i zdecu prin stâlp, că e cam e greu de înțeles și astăzi iar nu știu de ce o mai stat. În sat e o nevoie mare cu evacuarea deșeurilor. Atunci când, ca ieșire din situație, când nu lucrează autospeciala, tractorul, toată lumea care este de evacuat cu lețe de dus, de ridicat deșeurile, e ceva strașnic, mai ales în zona
unde sunt blocuri locative, ceva strașnic. Alo. Eu sunt la ședință operativă, când mai bine să rămân. Și acum vă ascult cu dumneavoastră, măsurile luate și care e situația. La noi am terminat cu parcul, a fost evacuat de pilotat și văruit. Parcul sunteți bravă. Azi am finisat și cimitirul. Tot am curățat acolo, au rămas numai să strângă gunoiul până la sfârșitul zilei să fie strâns și săptămâna asta să fie văruit. Și la gunoiești m-a sunat un angajat și a spus că acolo a fost o problemă, a fost sectoristul și am înțeles că au reținut un transport, unitate care au adus pământ și... Acolo îi găsesc. Și noi, adică se primește că noi, pământul și ăla care îl aduc, apoi și îl plătesc. Noi, au fost oficial anunțat că cine are pământ să aducă la gunoiște, că noi să stupăm fletele. Reprezentantul pompierilor, șeful adjunctului. Noi ne cunoaștem. Noi atunci am luat un proces verbal, dacă țineți minte. Nu de luat plată, dar de invitat. Corect. Cei care au de adus pământ, de adus gratuit, de stâns gunoiște. Tot știu. Dar dacă domnul sectoristă, nu știu cine din sectoriști a fost... Asta aflăm, este... Cine? Șef de post. Șeful, domnul Vlad, da? Dacă eu terminat cu ordinea publică în localitate și a trecut la deșeuri, eu cam mă mir faptul, dar nu știu ce caute la acolo. Până la urmă nu-i treaba lui cine și-a dus. Noi rugam oamenii să aducă, dar el, acum ce, împiedic sau ce? Eu am fost acolo, dar acolo cazul șeful, adică omul care răspunde, care, adică omul care numără mașinile, el a spus că probleme nu au fost. Nu au fost nici vorba de a lua bani de la transportul ăsta, dar eu nu știu și acolo și problema veche, dar... Eu încă n-am intrat în esență. Domnul Căcălit, nicătând la ceea că gestionarul bunului să sunteți dumneavoastră, e dat în arendă, dar indicații luați ca fiind gestionar, dar sunteți instituții fondate de Consiliu, indicații de la mine ca primar. Eu cred și consiliere, dacă o să ajung întrebarea de la Consiliul, o să ne susțină, de adus pământ fără niciun bănuț de stâns gunoi ăștia. Asta e întrebare primordială pentru localitate. Sectoristul, dacă nu mai are ce scrie, lasă, duc scrie acolo. Dar e de râs să pun. Gata, în sat, e ordine. Tot, a rămas gunoi. Luați-l și pe dânsul la jumătate salariul, lasă-te acolo. Ar fi bine, lasă-te. Nu am disturbat. Mai departe, care e situația cu viziunea dumneavoastră cu evacuarea deșeurilor? Vreau să spun. Noi ieșim toate unitățile am după masă și... Tractoarele, hamale, îl poate luați, vă vom bopca de la cineva, că sunt cărci mai ușor să fie. Na, am vrut eu, dar trebuie din timp, ieri trebuie să-i spun. Azi e ocupat la Floce. Da, excavator. Excavatorul nu e comod, acolo el nu se dore, el, dacă înapoi intră pe el. Înseamnă cu mâine, dar până în seară, tot sap să fie curat. Fiindcă nu ne faci față nici nou, nici dumneavoastră, ca șeful regiei comunale. Asta e... Oamenii au dreptate. Noi, în primul rând, am făcut la grădiniță și la școală. E drept și asta de mult... în blocurile locative, între blocuri, numai decât. Facem. Până la urmă, puneți și Mercedes-ul, lasă în cărți și ei și tot încolo să cadă. Tătul trebuie așa. Așa să fie, da. Noi așa și-am locat. Și tractoarele și Mercedes-ul și gazonul tot ce este, tot e evacuat în țară și tractoare. Alte întrebări care le aveți, vă trebuie ajutor în activitate. Tăt este. Tractorul, eu cred că până poimâni noi o să soluționăm problema și cu tractorul. Domnul Tale, vezi un anunț? Domnul Edmil, la situația la dumneavoastră. Situația este bună, am făcut graficul. Mă interesează construcția terenului sau amenajarea terenului pentru... Din spate. Din spate, pentru... Da. Deci am convenit cu vecinii, sunt și ei de acord. Și doar rămâne să... Domnul Bâhăriți, nu l-ați zâmbești. Da, pentru că a fost domnul Vloge acolo și o să intrat și o intrat și a ieșit domnul în față. Mai luați voi, l-a rugat. Bun, ei n-au convenit între ei. Domnul Anatol a spus când aveți nevoie, m-a anunțat și eu deschid, dar doamna cu procura nu a fost anunțată. Și respectiv, ei s-au înțeles.
până la urmă... Mai luați voi obiceiul să intrați pe poartă, nu să reți câștigat. Poate cineva s-a revoltat dacă ați reți câștigat. În rest, totul e normal, da? Bine. Școală muzicală. Avem două diplome de gradul întâi la festivalul concurs de cântic francez Chanton Zami și ploaie de stele în sectorul Ciocanu. Elevul clasei a treia, Usu Mirena Camire, care de obicei și la concertele noastre practice. Mai urmează, pot să fie și tu astea pe data de 5-6, depinde cum îți trag la sorți mâine, tot ea, la concurs. Nu mizați numai pe o doamnă sau două, mai educați și altul. Promovați-l. Aici părintele cu interesat. Părintele Gheorghe? Părintele copilului. Ca dumneavoastră, ca conducătorul instituției, trebuie să promovați-l. Să aveți câte mai multe steluri, să spunem așa, da? Sau viitoarele stele. Amenajarea teritoriului în fața școlii. Numai decât vă gândiți, eu nu știu cine noi am întrebat, odată la Marina am dus tratativ fior de procurat, de sădit flori înainte școlii ca să iei scușă. Gata, eu și răspund. O dată. Nu, nu, ne gândim. Sunt vă gândiți și trebuie să sădit flori, dacă e umbră. Trebuie la umbră, poate așa numai. Și tăiem copaci să din flori? Nu. Înseamnă că trebuie să aveți ceva și pe el. Mulțumesc. După masă e soare, e și-o față. Bine, domnul Margareta, situația la dumneavoastră. La noi este bine, este normal cu toate direcțiile. A început procesul de matriculare a copiilor în clasa 1, pentru că părinții de prin luna februarie tot veneau cu întrebări când. Am amplasat avizii prin localitate, pe site-ul primăriei și pe site-ul instituției. Prima etapă 1 aprilie 21 iunie și a doua etapă 1 august 24 august. Deja vin, nu știu, și la domnul Mihai și la noi vin părinții. Da. Ce ține de amenajarea teritoriului sâmbătă, părinții în comun cu angajații instituției au lucrat la amenajarea pavilioanelor, vopsit și tot ceea ce era necesar acolo. Frecvența este bună, alimentația este în regulă, activăm normal. O câteva propuneri sau sugestii, nici nu știu cum să le zic, cu referire la accesul persoanelor străine pe teritoriul instituției. Deci instituțiile preșcolare au un teritoriu, au persoane, au copii și părinții care, copii care sunt matriculați, respectiv la noi se întâmplă așa că tot blocul Unirii 21 și 2 și care mai este pe acolo, au parte de distracții și de distracții și de plimbare pe teritoriul instituției. Nimeni nu vine să dea copierii, să pui o floare sau să poate să mai arunci hârtii și dacă personalul îi face observații, ei răspund, dar nu-i școala voastră, ei au toate drepturile. Până la urmă, nu știu, noi intenționăm, iată, am vorbit și cu domnul director și cu doamna Violeta, poate eu propun să amplasăm niște panouri pe care să fie indicat accesul persoanelor străine pe teritoriul instituției este interzis. Mai avem și situația, dacă poarta e încuiată, sar și gardul. Și sui pe pavilioanele celea, și pe jucăriile celea, și pe acoperii, și pe unde vrei. Tot copiii cetățenilor din localitatea noastră. Adică e o situație nu chiar bună. Din nou trebuie poliția în joc. Poliția se treabă, voi și nu vezi. Ei o să stau toată ziua să uit în calculator, ori fac... E șerit mari la drumul, unde se mai poate colectația, ori se duc la gunoi și caute compromat pentru ca să facă rău cuiva, ori la primar, ori la muzeia comunală. Asta e activitatea poliției. În restul, s-a făcut adunare ca să aibă poliție în fiecare stradă câte o persoană responsabilă, să le telefoneze, veniți aici și așa mai departe. Mulțumesc.
În fine, ei sunt mai mari, s-au clarificat. Referitor la informația de acces, interzisul de acces. Cândva asta era mentalitatea educată din grădini. Mentalitatea trebuie să fie și acum, dar din păcate mare parte sunt persoane noi venite în comuna Stăuceni care consideră că toți fac aici. Da. Domnilor director, părerea dumneavoastră. Nu e o problemă nouă, domn primar, eu culeac să mai vezi. Referitor la informații. Doamne, vreau să știți că este un efect. Toate că eu, de fapt, în ultimul timp lucrez la problema că ei vin de dimineață, adică noi cu lecții, cultura fizică, e lumea amplă, face, fiecare își face treburile lor, educație tehnologică. Dar ei stau la plimbare acolo. Și, într-adevăr, și sămânță, și cretă, și măscării, și vrei de acolo este. Și eu, de fapt, gonesc, vă rog frumos, cel puțin măcar cu flori și copiii, să nu fiți niciun aici. E, da, eu stau, eu vin de-a 20, mă uit dimineața, eu camerele am pus și văd să vede, într-adevăr, stă eu ca la zona de odihnă, domn primar, e o chestie. E ca la biserică nu-l dăm cap. Nu stu și nimeni. Și tot e o grada mare. Instalat în parcul în carosel și totuși în parc, totuși. Dar puține sunt instalate aici, tot acolo, în mediu. Sunt instalate. Și la studenților 2, și la studenților 1. Păi asta și problema, că este garb stă topoganul și ei nu vin la noi pe teritorie. Că e mai curat, e mai bine. Dar acolo fără garb stă topoganul. Eu v-am întrebat părerea dumneavoastră referitor la afișă pentru acces interzis. Domn primar, eu am pus și am, în timp am pus lacăte la toate porțile și s-au sărit peste gardă, rup gardul. Nu, eu mă gândesc, poate lumea consideră că tot ce e în localitate, peste tot e dreptul lor. Poate lumea nu e informată. Să le punem niște panouri informative în care să fie scris, că ei n-au și căutat pe teritoriul. Eu cred că asta nu o să încurce la creșterea personală, la circulația autoturismelor, dacă nu, noi le plasăm, dar plasăm pe teritoriul școlii, teritoriul asta instituțiilor. Dar înainte după de a intra, fiindcă dacă la port, a lăsat turpa gaze, spune, dar înaintea gardului nu era așa, el pe tauniu. Și nu se mai gândească că accesul este interzis să iasă de acolo. La noi, cel puțin, o foarte mare parte din locuitori, îi socot că e la un loc de trecere. Nu-l duc prin un ghier pe acolo, dar tot pe teritoriul școlii, direct toți. Și încolo, și încoace. Deci avem o problemă cu gardul pentru terenul artificial de fotbal. El este deteriorat încă mai de mult, ne străduim să-l menținem, dar în anul trecut am vrut să-l schimbăm din sursele proprii, n-am reușit la sfârșit de an pentru că nu ne s-au alocat mijloace financiare. O să venim cu un demers către Consiliu pentru a ne aloca bani pentru schimbarea. Acolo joacă fotbal și respectiv gardul a fost foarte subțire, sârmele cele, și el nu rezistă. Terenul a fost calculat pentru elevi clasa 1-a, 4-a. Dar mingea oricum sare, domn primar. Cred, dar clasa 4-a lovește pișorul, nu ca clasa 9-a. Și cred că mi-a zis în jos, trani, domnul. Păles bine, și dar el trebuie să reziste. El, asta... da, pe trebuie... E de dorit ca să nu-i spun de mie aspecte consiliu, da, desigur. Dar să fii deodată și vezi localul de acel. Numai decât. Noi trebuie știm, despre ce vorbim. Bine, mulțumim. Cu referire la nisip pentru nisipieri, am vorbit cu domnul Boris și sperăm că o să... Da, nisipul mă duceți dacă se închid nisipieri, da? Se închidă, au colaborat părinții noștri și s-a făcut tot. Bine, dau în direct la dumneavoastră. Spația la noi este bună. Teritoria este curată, nu știu dacă ați văzut. Lucrările măruc, alimentația este la nivel bun. Frecvența la fel, la nivel bun, atât cât avem nevoie de furtuni. Care e situația cu furtunii? Păi, ce cu transferul? Asta și da? Da, asta. Făcut transferul, dar furtunii care le-am dat la pompieri atunci. Cu mine. Nu știu de care specialistul a dat. Da, dar pe urmă s-a găsit și a voastră. Așa e, așa e informația, am că alte echipe au venit le-au luat pe șire, dar doamna că le-am dat, las fie cadou de la primărie. Mulțumim.
Nu, ele sunt sparte, cele patru care le-am luat, că le-am testat întâi pe 12, pe altele două, nu spune nimic. Oricat, banii transferați trebuie numai de primit, da? Da, mâine, procură. Schimbul dintr-o aripă în alta copiilor deja merge? Nu, n-am schimbat, fiindcă în spate de rezultat nu este, nu este atât de problematic. Dacă este mai problematic, atunci noi o să apelăm ceva, schimbare. Principalul cum merge, lucrul ăsta. Bine. Doamna Iris, aveți vreun anunț? Nu. Doamna Marina? Eu vă doresc o zi bună tuturor.